Am intrat în vârful degetelor și l-am găsit adâncit în lectură, întins, cu capul plecat peste marginea patului. Patul mi se părea neatins, culoarea cenușie a părului său lung, contrasta cu albeața pânzei pernelor, impecabil călcate și scrobite. Părea a fi un prinț renascentist. Mi-am ținut răsuflarea, în speranța absurdă că el nu va sesiza prezența. Mă simțeam tulburat și totuși nu mi-aș fi dorit să fiu în nicio altă parte a lumii. Ceva extraordinar se petrecuse în mine, o schimbare ce îl adusese la mine încă o dată. Recunoștința era cheia de acces. În timp ce aceste gânduri mă năpădiseră, simțeam subțirimea firului care mă lega de el. Am venit să-ți propun o scurtătură, a început el, pe un ton categoric și fără nicio introducere. Atâta vreme cât ești dominat de teamă, îndoială și de confortul gândurilor tale, trebuie să depinzi de cineva sau ceva din afară. Până când te vei putea elibera de toate acestea, va trebui să înlocuiești dependența de cineva cu dependența de altceva. Dar asta nu înseamnă nici libertate, nici evoluție. M-a scrutat cu privirea și o umbră i-a întunecat chipul. Totul denunță minciuna ta, ești o ființă falsă, existența ta este încă guvernată de ipocrizie. Și acum, la căpătâiul fiului tău, ai vrea să știi de ce viața pare să se îndârcească împotriva ta. Aici a luat o pauză și s-a ridicat din pat. Am tresărit la acea aluzie neașteptată la Luca și deodată m-a invadat întreaga durere a acelui episod nefericit din viața mea. Între timp, îi urmărea mișcările cu o neliniște crescândă. Visătorul se apropia de mine, fără intenția de a se opri, și mă privea amenințător în ochi. Apoi s-a aplecat înainte și fața lui s-a apropiat imperceptibil de a mea, micșorând distanțele psihologice dintre noi. Fiecare moleculă de aer a început să vibreze, anticipând o comunicare vitală. Am văzut cum și-a mișcat capul de câteva ori, dintr-o parte în alta, cu repeziciune, ca un boxer care caută punctul vulnerabil al adversarului. Expresia lui a devenit feroce, ca a unuia care urmează să înceapă atacul. Teama mi-a oprit răsuflarea, timpul se scurgea lent și pauza nu mai lua sfârșit. Atunci, cu o voce șuierătoare, feroce, ca amenințarea unui dușman de moarte, a șoptit: "Lumea este așa cum o visezi." Abia mai puteam să înghit, voiam să evadez, dar nu puteam mișca un mușchi. "Schimbă visul și lumea se va schimba," a spus. Am dat încet din cap pentru a-i dovedi că înțelesese, că putea să mă tragă înapoi din colțul de univers, dens și greu, în care mă înghesuise. În acel moment, am primit de la el cea mai incredibilă poruncă pe care și-ar putea o imagina vreodată cineva. Era atât de imprevizibilă și paradoxală, încât la început nu venea să cred că vorbea serios. "Dansează, dansează, dansează!" mi-a ordonat el de câteva ori și de fiecare dată a ridicat tonul, până când acesta a devenit un țipăt asurzitor. "Dansează, dansează!" a strigat, când a observat stupoarea care mă înțepenise. "Dansează, dansează pentru numele lui Dumnezeu, dansează!" A continuat el să strige, până când mi-am dat seama că, fără nicio îndoială, el îmi poruncea literalmente să dansez, acolo, în acel moment. Teama și închistarea s-au transformat brusc într-o revoltă irepresibilă, izvorâtă din atâția ani de rușine și nesfârșită repulsie. Aceeași ipocrizie din totdeauna, stârnită de absurditatea solicitării visătorului,
mă împiedica să-mi exprim sentimentele paterne și durerea pentru fiul meu. Din nou, obiceiurile vechi câștigaseră bătălia care se dădea înăuntrul meu. M-am lepădat de falsitatea care mă încleștea. Să dansez? Am întrebat, prefăcându-mă că nu înțeleg, în timp cântăream întrebarea cu violența unuia care credea că are lumea de partea lui. Ar trebui să dansez când fiul meu se află în pericolul de a-și pierde viața? Am întrebat pe un ton provocator. Am avut timp să văd cum se năpustește asupra mea ca un tigru. Nu, nu fiul tău este în pericol de a-și pierde viața, ci tu, a spus el, și nu doar acum, ci tot timpul. S-a năpustit asupra mea, cu pumnii încleștați, vibrând, cu ochii ieșiți din orbite, cu venele de la tâmplă umflate, ca de un torent de furie. Mi-am ridicat brațele, într-un gest de apărare, dar mi-am dat seama că fața îmi rămânea neacoperită. Paralizasem de frică. Nu puteam să-mi întorc privirea de la acei ochi amenințători care, la doar câțiva centimetri distanță, rămăseseră ațintise asupra mea. Împietrit, neajutorat, priveam cum strălucesc ca niște tăciuni aprinși. Apoi am realizat, terorizat, că emana o cruzime stranie. Când în final am interpretat-o drept ferocitate, nici n-am mai avut timp să mă înspăimânt. Schițase de două ori că mă lovește cu pumnul ca pe un sac de box. După aceea și-a adâncit privirea în ochii mei pentru a lămuri ce efect avusese asupra mea. Eram îngrozit. Nu-ți mai mișca ochii, a tunat el și a continuat să-mi scruteze pupilele, de parcă ar fi căutat un corpuscul necunoscut și periculos. Era un gest neobișnuit între oameni. Nu-i mai mișca. M-a amenințat de câteva ori și a prelungit oribil vocala finală, când a sesizat neputința mea de a-i asculta ordinul. Am rămas așa, amândoi, o bucată de vreme care mi-a părut nesfârșită, ochi în ochi, vânătorul și prada lui. Cu un șuierat mai oribil decât strigătele lui, mi-a spus: această monstruozitate trebuie să ia sfârșit, odată pentru totdeauna. Nu știam cui sau cărei părți din mine îi se adresează. Cu o secundă înainte leșinasem, iar el s-a retras încet, continuând să se holbeze la mine cu niște ochi necruțători. În momentul în care a început să vorbească din nou, tonul lui redevenise normal, dar rezultatul era cu atât mai devastator. Nu am limite, a spus cu o ferocitate rece. Mă aflu aici pentru a te vindeca de tot, ori pentru a te pierde. Apoi, pentru a mă surprinde, etală un zâmbet radiant, ca după reușita unui experiment dificil sau la câștigarea unui pariu imposibil. Acea ființă nu avea nimic uman, sau cel puțin așa consideram pe atunci. Dezorientat, tremuram de frică. Simțeam oroarea și tulburarea suflându-mi în ceafă, iar corpul îmi era străbătut de un fior prelung. Preferam de 100 de ori izbucnirile furioase decât acel zâmbet discordant și inuman al său. Tu, ca și alte milioane de oameni, ești viu și sincer numai când ești amenințat. Doar când întâlnești pe cineva sau ceva mai violent decât tine, devii uman. Pentru o clipă, eu am fost oglinda, iar tu ai fost oripilat în fața imaginii reflectate, așa cum s-a întâmplat toată viața ta. Erai îngrozit de propria ta violență, erai consternat, fiindcă nu te cunoști, a spus el calm.
Fața lui era senină din nou, fără urme de tensiune. Cei asemenea ție se alătură pacifiștilor, se duc și își au grade în toate armatele salvării de pe planetă, devin apostole ai umanitarismului, apărători ai păcii, fără a ști că ei înșiși sunt violenți și, în mod inconștient, propovăduitori ai conflictelor și contradicțiilor. Omenirea clădește instituții caritabile, organizații umanitare, mișcări filantropice, care reprezintă încarnările falsității și degradării ei. Altruismul și umanitarismul sunt doar niște moduri de a ascunde de ei înșiși propria lor violență, de a se separa și distanța unul față de celălalt. Bunăvoința, generozitatea și iubirea se degradează și se materializează într-un suflet cerșetor, în cea mai deplină neînțelegere a semnificației reale a sintagmei, fă pentru alții, în cea mai evidentă și categorică degenerare a carității. Acum, visătorul nu mai stătea de vorbă cu mine, ținta invectivelor lui devenise omenirea. Era o umanitate dezagregată, care își îndepărtase toate cablurile de conexiune și chiar amintirea calităților reale ale unei ființe umane. Această lărgire a destinatarilor scădea tensiunea pe care o acumulasem și îmi oferea o supapă prin care să respir. Simțeam o ușurare, o uimire împletită cu fericirea cuiva care a scăpat nevătămat dintr-un accident. Gustul unei libertăți necunoscute se răspândea în întreaga mea ființă. Mă nășteam atunci și prima mea răsuflare pătrundea în plămânii virgini, ca un foc lichid care îi invada cu generozitate. Dar acel răgaz nu putea dura prea mult. Visătorul mă înhăță din nou, cu neînduplecare, în fălcile lui, ca o fiară sălbatică ce se oprește să savureze pentru câteva clipe prada sângerândă, înainte de a trece la sfârșirea ei. Nu răul este violent, ci necunoașterea lui. Violența este reverberația unui psihic tulburat, efectul unei crime lăuntrice. Când a început să vorbească din nou, discursul lui împrumuta solemnitatea unei predici. Mă gândeam cât de rar fusese lovită omenirea modernă prin cuvinte atât de sincere și de lucide și implicit, atât de irreverențioase. Cine ar fi putut să le rostească? Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te reclădești pe tine însuți. Ignorarea sinelui atrage multe nenorociri și necazuri care pot fi observate în viețile ființelor umane. Victima creează, meticulos și inconștient, condițiile pentru atragerea călăului ei. În negura existenței sale, victima țese timp îndelungat plasa înspăimântătoare în care să-și captureze călăul. Discuția se precipita și se învârtea în jurul accidentului suferit de Luca. Alături de visător, exploram fenomenul producerii acestuia chiar de la rădăcină, pentru a înțelege de ce viața mi arăta o ură atât de cruntă. Îmi imaginam că, împreună cu el, urmam cursul unui râu mitic înapoi, spre izvorul său îndepărtat. Știam că acea căutare, cotitură după cotitură, se îndrepta spre mine. Simțeam durere de câte ori deschidea discuția. Accidentul acesta nu este al fiului tău, ci al lumii tale, este efectul greșelilor tale, a spus el și apoi a continuat, amintind că, atunci când omul își face sie și o promisiune, când pășește pe calea unității ființei spre integritate, el plătește pentru fiecare deviere, cusur sau păcat. În acest punct, el a făcut o pauză și m-a fixat cu privirea.
Un trecut fără pată este ca și un capital de care dispui. Trecutul tău este ca o pedeapsă biblică de la Dumnezeu, a remarcat el cu amărăciune. Este o navă încărcată de datorii și până le vei plăti, va trebui să treci prin nenumărate suferințe și să te confrunți cu cei mai cruzi adversari. Când vei fi conștient de acest lucru, vei simți recunoștință pentru toate aceste suferințe și vei binecuvânta fiecare durere și injustiție aparentă. Într-o bună zi, îți vei da seama că toate acestea s-au petrecut pentru a-ți eleva și înnobila ființa, că erau etape necesare în evoluția ta. Dificultățile și suferințele constituie probe pe drumul tău spre integritate. Când omul realizează acest lucru, viața însăși devine îndrumătoarea lui. Fiecare criză, fiecare cădere, fiecare dificultate este perfectă și de neînlocuit. În momentul în care a observat cât de greu îmi venea să accept acea explicație, în vederea asumării întregii responsabilități pentru fiecare eveniment din viața mea, mi-a aruncat o mustrare aspră. În cazul în care cuvintele mele nu te schimbă, viața va reuși să o facă. Ceea ce nu poți înțelege din cuvintele mele, vei învăța singur, din propriile tale erori. Mi-a spus că, între aceste două opțiuni, există o singură diferență. Să înveți din propriile greșeli este un drum dificil, mult mai greu și dureros. Apoi a concis. După cuvintele mele, viața vine din urmă, cu regulile și instrumentele ei de vindecare. Visătorul mi-a explicat că omenirea, în stadiul actual, învăluită într-un somn hipnotic, nu poate decât să trăiască permanent sub teroarea amenințării unor adversari nemiloși. Datorită cuvintelor lui, așa cum se întâmpla de obicei, am avut o viziune. Planeta semăna cu o presă veche de ulei, cu niște roți imense de piatră, care îi măcinau fără întrerupere pe nesupușii, ce refuzaseră să înțeleagă regulile. Vedeam șirul nesfârșit de boli care chinuiseră lumea, simțeam zdrobirea și mărunțirea oaselor atâtor victime sub presiunea roții. M-am cutremurat de crimele Holocaustului, de toate acele orori cumplite, de războaiele, calamitățile și tragediile umane care tulburaseră dintotdeauna planeta. Urmăream firul sinuos al acestei povești milenare, înlăturând crusta descrierii ignorante a lumii și, printr-o ruptură a pânzei, vedeam acele nenorociri care echivalau cu o pilulă amară pentru omenirea dezagregată, o nemiloasă cauterizare a rănilor acelor indivizi, nații și civilizații care nu aveau altă cale de însănătoșire. Viața nu este nici de cum o mașinărie a transformării, așa cum îți imaginezi tu, a intervenit visătorul, corectându-mă, ci o mașinărie a adevărului. Evenimentele și circumstanțele nu se ivesc pentru a ne vindeca. Ele sunt simptome menite să ne îndemne să observăm ce suntem. Adevărata vindecare poate veni doar din interior. Niciun sistem politic, religios sau filozofic nu poate transforma societatea din afară. Doar o revoluție individuală, o renaștere psihologică, o vindecare a ființei, om cu om, celulă cu celulă, ne poate conduce spre bunăstarea planetară și spre o civilizație mai inteligentă, mai adevărată și mai fericită. În acele împrejurări, am ascultat apologia visătorului, consemnată în notițele mele, ca lauda nedreptății. În timp ce scriam, mâna mea alerga iute peste pagină pentru a ține pasul cu vorbele sale și simțeam conceptele și schemele mentale,
crăpându-se sub pistonul demolator al cuvintelor lui. Cu o mână scria, în timp ce cu cealaltă parcă mă agățam de vechile mele gânduri și credințe. Pendulam, legat de ele, deasupra unui abis, suspendat de ultimele fascicule de rațiune. Va lua mulți ani maselor ce reprezintă omenirea să înghită această pilulă amară și să accepte evidența unui atât de simplu adevăr, a spus și a lăsat apoi tăcerea să se aștearnă. Știam că acest preambul și acea tăcere îmi dădeau posibilitatea să mă pregătesc pentru ceea ce urma să-mi spună, dar asta nu făcea decât să-mi sporească anxietatea. Am încercat să-mi recâștig stăpânirea de sine și în acele câteva secunde rămase, m-am străduit să-mi adun gândurile speriate. Dar construcția mea improvizată nu stătea în picioare, ci se prăbușea de fiecare dată când încercam să o asamblez. M-am resemnat că nu sunt încă pregătit și am ascultat. Victima este, întotdeauna, vinovată, a anunțat. Mai auzisem această afirmație paradoxală a visătorului în timpul cinei de la Veronica, dar asta nu atenua efectul bomba al declarației și șocul resimțit la o asemenea absurditate de nesuportat. Nedreptatea este cea mai înaltă formă a dreptății, a confirmat visătorul. Ceea ce omul comun numește nedreptate este o resursă a existenței care îi permite accesul la starea de completitudine și la un nivel superior al înțelegerii. Nedreptatea este compasiunea manifestată. Nu puteam să cred. Într-o succesiune rapidă, imaginile îmi explodau în minte. Luca, strivit de zid, sosirea ambulanței și goana spre spital. Medicii alertați, adunați în jurul fiului meu, starea mea de revoltă incontrolabilă. Visătorul îmi citea gândurile. Accidentul fiului tău nu este câtuși de puțin un accident. Accidentele nu există. Un accident este un adevărat act de voință, un act al unei voințe inconștiente. Nedreptatea apare în viața unui om ca o oportunitate de a se vindeca, pentru a se împlini. Nedreptatea le apare oamenilor sub forma unei oportunități de a-și îmbunătăți viața, de a trezi în ei visul, de a fi liberi într-o zi. Nedreptatea reprezintă drumul spre cunoașterea de sine, spre adevărata desăvârșire. Nici că ar putea exista vreo nedreptate mai dreaptă. Visătorul vorbea, iar mie îmi tremura capul și scriam fără să-mi șterg lacrimile fierbinți, care mi se scurgeau pe obraji. Deodată, glasul lui s-a îmblânzit. Sunt gata să-ți explic totul, științific, a spus el, empatic. În fiecare om, chiar și în cel mai decăzut, există o voință involuntară, o conștiință inconștientă, o frumusețe brută, o unitate zdrobită, care strigă, cerându-și vindecarea. Răul este întotdeauna în slujba binelui, răul nu există. Ceea ce este în aparență negativ, orice adversitate, ceea ce omul orizontal numește nedreptate, este practic o binecuvântare. A spus el și apoi a conchis. Cele mai nedrepte evenimente, acțiuni și circumstanțe se petrec pentru a înălța ființa spre nivelurile superioare ale desăvârșirii, integrității și libertății. Mi-a explicat că până și simptomele unei boli reprezintă semne clare, date de trup, care semnalează dezagregarea ființei și scăderea capacității ei de înțelegere. Problema e că omul nu știe să le deșifreze și astfel ia cauza drept efect. Din acest motiv,
orice încercare a serviciilor medicale de a suprima simptomul ignoră adevărata boală și o agravează. Omul îndepărtează simptomul odată cu șansa de a atinge un nivel înalt al vindecării complete. Nu există niciun rău în afara noastră, ci doar semne vizibile de recuperare și indicii evidente de adevărată mântuire aflate în noi înșine. Chiar și cele mai grele boli, chiar și bolile aparent incurabile, sunt doar simptome, semne care arată calea spre vindecare. Ele dezvăluie vina din umbra fiecărei căderi, autosabotarea și miile de morți lăuntrice care atrag după ele moartea fizică. Dacă cineva vrea să le recunoască, este necesar să urmeze poteca înapoi, spre adevărata cauză. Într-o bună zi, știința va descoperi că nu există chiar așa de multe boli. Dincolo de aparenta lor multitudine, de complexitatea simptomelor, se ascunde o singură boală, care este un gând, o sămânță letală. Așadar, cauza tuturor bolilor este psihicul nostru? Nu. Până și psihicul nostru este un simptom, prin care ne întoarcem la adevărata cauză, la cauza cauzelor, la răul din spatele răului, ideea că moartea este inevitabilă. Alungarea acestei superstiții și analizarea acestei profeții, care se adeverește de la sine, va soluționa problemele psihologice, iar psihologia, la rândul ei, va vindeca toate bolile. Omul crede că moartea este limita, când de fapt aceasta este doar un semn, un simptom al vindecării. Și în mod paradoxal, cea mai clară mărturie a nemuririi noastre, a adăugat el și a continuat. Moartea constituie cel mai evident și mai palpabil semn al atotputerniciei noastre, al abilității omului de a face posibil imposibilul, nimicirea propriului trup. La baza tuturor diferențelor dintre oameni, a fiecărei nedreptăți sau a privării de libertate, se găsește adevărata diferență din care izvorăsc toate celelalte. Gradul de responsabilitate interioară. Ființa, înțelegerea, responsabilitatea și destinul formează un tot absolut, inextricabil. Omul este ceea ce înțelege, a reafirmat visătorul. Oamenii aparțin unor niveluri diferite de comprehensiune, aceasta este adevărata diferență dintre ei. Cu toate că ființele umane par a fi asemănătoare, diferențele dintre ele sunt cât eternitatea, la în lumină distanță față de calea spre integritate. Precum speciile zoologice aflate în diferite stadii de evoluție, ființele umane aparțin unor perioade evolutive diferite, în majoritatea cazurilor incomensurabile, ca distanță una față de cealaltă. Ce-mi pot spune, am întrebat, cu ezitare, despre toate aserțiunile omului, despre cele mai nobile declarații ale lui, față în față cu încleștările, războaiele și revoluțiile purtate în numele libertății și dreptății. Ele sunt vorbe goale și au lăsat lucrurile exact așa cum fuseseră, a spus visătorul, scandând cuvintele și limpezindu-mi gândurile. Războaiele, revoluțiile și alte tentative de a aduce ființelor umane egalitatea, dreptatea și pacea au eșuat, deoarece ele sunt fondate pe convingerea că există un rău exterior care trebuie înlăturat și obstacole exterioare de îndepărtat. Averea, privilegiile, diferențele sociale sunt doar un efect, o reflectare a unei diferențe mult mai profunde.
Ele se află în ființă, în respirația noastră și în sentimentele noastre. Acolo se petrece totul. Nivelul nostru de ființare atrage viața noastră. Omenirea, așa cum e, are nevoie de rău. Omul reușește să se asculte numai prin durere, ca să simtă că trăiește, are nevoie de suferință, de polarități, de timp. Câtă vreme aceste condiții vor persista, durerea și ceea ce omul numește nedreptate vor rămâne singurul motor al lumii și unica forță capabilă să împingă umanitatea spre stările superioare ale ființării. Fiul tău nu a murit, deoarece mai este legat, printr-un fir, de mine. Asemenea unei mici scântei care, crescând, strălucește în întuneric și lărgește spațiul, concluzia visătorului străpungea ceața ființei mele și o alunga. Ceea ce se ridica din esența ei era insuportabil. Aș fi leșinat dacă vocea visătorului nu m-ar fi scuturat cu o gravitate ironică. Acum, la căpătuiul fiului tău, te întreb de ce? Te întreb de ce a suferit un accident? Ai vrea să știi de ce viața ta e atât de mizerabilă? Ca să nu-i întâlnesc privirea, îmi roteam ochii prin cameră. Priveam tăciunii care mocneau în șemineu și mă prefăceam absorbit de reflectarea flăcărilor pe țesătura aurită a jachetei lui. Alege un fragment din viața ta, un milimetru de existență. Vei găsi harta gândurilor tale negre, stările emoționale poluate. Până acum, îndoiala și teama sunt cele care au atras evenimentele din viața ta. Numai cei care trăiesc în infern pot crea infernul. Îndoiala ta s-a transformat în teamă, iar teama produce calculii din rinichi sau întâmplările, accidentele și dezastrele din lumea evenimentelor. Lumea este astfel, fiindcă tu ești astfel. Lumea este o invenție a ta. Accidentul este o încercare a lumii de a-ți deschide ochii asupra lipsei de atenție, de iubire și de a te îndruma pe calea cea dreaptă. Numai că tu nu asculți de sinele tău. De aceea gândul creează, chiar și cele mai destructive și bolnave gânduri creează. Oroarea e că l-am alungat pe Dumnezeu în afara noastră, a spus visătorul și a profețit că, atunci când omul își va redobândi demnitatea, voința și dreptul de a fi propriul lui stăpân, religia va dispărea. Odinioară omul nu avea nicio religie, a afirmat el. Acestea apar când, părăsind religiozitatea, omul decade și alungă divinitatea dinăuntru lui. Simțeam povara insuportabilă a acestei responsabilități. Simțurile mele se clătinau în fața unei viziuni atât de diferite de toate interpretările anterioare, în fața unei explicații neîndurătoare a condiției umane și a îngrenajelor care ne macină. Alături de mine, toată omenirea era judecată în boxa acuzaților, încătușată de sentința legii cauzei și efectului, care nu ne deschidea nicio portiță de scăpare. Văicăreala, acuzarea, justificarea și minciuna mi se păreau acum un țipăt ancestral al ființelor zoologice, aflate încă în zorii evoluției, bâșbâind prin negura conștiinței lor. În centrul visiunii visătorului se afla relația dintre stări și evenimente. Glasul visătorului și învățătura, școlii zeilor, a lui Lupelius, se împleteau într-un singur concept, care tulbura și răsturna viziunea obișnuită asupra lumii. Convingerea, cea mai adânc înrădăcinată în om, este că lumea exterioară constituie cauza.
Aceasta este arhitrava pe care se sprijină cosmologia ei halucinantă. Superstiția că stările psihice sunt efectul evenimentelor. Asemenea unei imagini plate și răsturnate a realității, care se imprimă pe retina ochiului, omul percepe răsturnat relația dintre dispozițiile și emoțiile sale și evenimentele exterioare. Educația noastră primară, cea de la vârstele cele mai fragede, ne-a convins că teama este efectul întâlnirii cu ceva înspăimântător și că durerea este reacția la ceva dureros. Visătorul a explicat cum, prin intermediul unei educații secundare, o revoluție psihologică în istoria omenirii își asumă dimensiunile titanice ale unui sal din tartar, din abisurile zoologiei. Omul este orb la profunzimi. El nu percepe adâncimile. Sistemul nostru vizual natural nu este înzestrat cu capacitatea de a vedea mai mult de două dimensiuni. Imaginile cad pe retină plate și răsturnate. De-a lungul unei evoluții lente, omul a învățat să elaboreze și să integreze informația vizuală prin răsturnare și adâncire și a adăugat o a treia dimensiune. În același fel, el va trebui să-și răstoarne concepția asupra lumii cu 180 de grade, adăugând o a treia dimensiune și trasând o linie verticală în psihicul său. Aceasta îi dă posibilitatea să vadă stările ființei, care anticipează și determină natura și calitatea evenimentelor și a circumstanțelor din viața lui. Stările și evenimentele sunt unul și același lucru, a afirmat visătorul, sintetizând în aceeași formulă cel mai important element al viziunii lui. Timpul care se scurge între ele creează omului iluzia că între stările ființei și întâmplările din viața sa nu există nicio legătură. În acel moment, visătorul s-a oprit și a luat o pauză. Aveam impresia că își aduna din văzduh aserțiunile înainte de a continua. Apoi a afirmat: dacă omul ar putea să ridice cortina timpului sau să-l înțeleagă, ar descoperi că stările sunt deja evenimente. Stările emoționale ale omului constituie, de fapt, evenimente care caută o portiță pentru a se desfășura. La auzul acestor cuvinte, pământul, care deja tremura sub picioarele mele, ca într-un cutremur, s-a despicat brusc. O prăpastie imensă înghițea universul meu personal, de la vârf până la temelie și despărțea, pentru totdeauna, vechiul de nou, tot ce crezusem până atunci de noile credințe insuflate de visător. Tremuram pe marginea acelei prăpăstii. Vechiul sistem, cu ideile lui epuizate și vlăguite de milenii, se năruia. Certitudinile pe care omul își zidește viața, cauzele pe care el le atribuia nefericirii lui și tot ce îl făcea să se lamenteze și să acuze lumea, se înfățișau în toată falsitatea lor. Fatalismul care îl îndemna să creadă că este o ființă neajutorată, o jucărie a evenimentelor incontrolabile, victimizarea și autocompătimirea, care îl îndrumau să caute cauzele nenorocirii lui în exterior, se dărâmau ca niște idoli de cenușă. Există în om tragica dificultate de a distinge relația dintre cauză și efect, prezentă între stările ființei și evenimentele din viața lui. Cugetarea este destin. Omenirea gândește și simte negativ. A articulat visătorul pe tonul unei sentințe irevocabile. Acest lucru este suficient pentru a explica succesiunea interminabilă de dezastre prin care trece omul și pe care le numește istorie și explică, de asemenea, de ce, de-a lungul milenilor,
civilizația noastră a fost stigmatizată permanent de un destin teribil. Dacă nu ne amintim istoria noastră, cum putem să tragem învățăminte din ea? Un tremur al vocii, aproape de lacrimi, dezvăluia înfrângerea tuturor credințelor mele. Visătorul tăcea. Încercam să învălui cu raționalitate panica ce creștea necontenit înăuntrul meu și am întrebat: cum putem evita ca în viitor să comitem din nou erorile trecutului? Trecutul este cenușă, a declarat visătorul, lapidar, spulberând dintr-o dată ideile mele stupide. Istoria omului este povestea unei viziuni criminale, materializarea celei mai ticăloase părți ale sale. A rememora această serie nesfârșită de crime, așa cum procedează toate școlile din lume, înseamnă doar să o poluăm. El a mai afirmat că e vorba despre încercarea milenară a celei mai joase părți din om de a supraviețui și a perpetua trecutul, de a-l reitera și a-l înfățișa drept un fals viitor. Nici experiența, nici amintirea erorilor trecute nu poate transforma omenirea sau schimba istoria și destinul ei. Numai individul singur o poate face prin propria lui transformare. Am înțeles absurditatea de a propune copiilor o poveste a erorilor, care nu e guvernată de voință, ci de șansă și criminalitate. Războaiele și revoluțiile, cruciadele și persecuțiile, ridicarea și căderea imperiilor se înfățișează ca noroiul împroșcat de o mătură cosmică. Trebuie să îndepărtăm acel trecut criminal și, odată cu el, amintirea tuturor criminalilor și a marilor oameni mici, pe care umanitatea i-a transformat în legende și i-a transmis mai departe ca pe niște binefăcători și eroi. În aparență, cruzimea mesajului visătorului părea să prevestească inevitabilitatea unei sorți adverse. De fapt, acel pumnal din rănile noastre era un bisturiu de lumină. Dincolo de analizele nemiloase care trăgeau înapoi omul în întunecimea unei lumi infernale, dincolo de mormânt, visătorul îmi dezvăluia cum să evadez din vinovăție, durere, ignoranță și moarte. Cuvintele lui conturau o hartă fluorescentă care mă conducea spre starea de inocență, integritate și putere. În final, îmi revela scurtătura, trecătoarea. Cuvintele care au urmat mă consolau, era în ele sugestia unei soluții. N-ar trebui să ne amintim trecutul, ci ceea ce se află deasupra lui. Este necesar să dezvoltăm o memorie verticală, perpendiculară pe planul istoriei. Este imperios necesar să înălțăm ființa umană. Lumea nu este creată, lumea este gândită. Simțeam forța acelei autorități, cum mi se scurgea prin fiecare fibră a trupului, aceeași care, de milenii, în momentele cele mai întunecate ale istoriei, lansase codurile și evangheliile, bazmele și parabolele omului, ca pe niște plute sau veste de salvare. Înțelegeam tragedia incurabilei noastre surzenii și a somnului profund care ne înnegura. De aceea, îngerii erau reprezentați cu trompete și tobe, ca o trupă de muzicanți gălăgioși. Ți-am spus cândva că, dacă ai fi fost vigilent, conștient și atent la tot ce se petrecea în ființa ta, moartea soției tale nu ar fi fost necesară. N-ai mai fi obligat lumea să-ți arate atât de multă violență. Ca să te refaci, ai nevoie de timp, iar timpul înseamnă durere. Nu trăiești aici și absența ta deschide calea tuturor dezastrelor
provocate de lipsa ta de atenție. Grandoarea, universalitatea acelei viziuni, izbăvește omul de condiția sa de robot, de marionetă biochimică, mânuită de sforile sorții unui ipocrit, împovărat de evenimentele din viața lui. Îi eram recunoscător visătorului pentru darul pe care mi-l oferise. Vechile mele idei erau înlocuite cu un adevăr nou și orbitor. Nimic nu este exterior. Totul depinde de tine. Omul nu poate primi nimic din afară, nici succes, nici avere, nici sănătate. Răsuna o voce milenară, aceeași prin care vechile școli ale responsabilității, ca niște forjerii pentru eroi și semizei, modela o umanitate tămăduită. Lumea noastră, cu toate evenimentele ei, este creată de gândurile noastre. Până și gândurile negre creează, căci noi suntem creatorii negativismului. Mai degrabă, să învățăm cum să urmăm firul evenimentelor și, decât să ne apărăm de lumea pe care noi o creăm, să revenim la stările pe care le-am generat, să le delimităm și să le alungăm. Conștiința este lumină. A continua visătorul. Dacă știm ce se întâmplă înăuntrul nostru, putem să intervenim, în orice moment, în singurul timp real, pentru a proiecta o lume nouă, lipsită de tot ce e întâmplător. Acolo unde există această conștiință, unde pătrunde această lumină, întâmplarea nu-și mai află rațiunea de a fi. Accidentele și bolile, pentru a pătrunde în viața noastră și a se petrece, trebuie să aibă consimțământul nostru. Ele au loc atunci când această lumină este diminuată. Încă o dată, într-o manieră din ce în ce mai convingătoare și incontestabilă, visătorul mă aducea în fața mărturiei că întâmplătorul nu există. Inopinatul necesită întotdeauna o pregătire îndelungată. Omul nu se poate ascunde, întreaga lui viață este guvernată de lege și ordine, a afirmat el. Dar accidentele? Ele există, deoarece omul este așa cum este, deoarece a devenit o creatură degradată, deoarece acea ființă care și-a îngropat voința s-a transformat în propria ei caricatură. A răspuns visătorul și apoi a adăugat că, pentru umanitatea care nu mai este conectată la propria voință, evenimentele și circumstanțele vieții sunt orânduite din exterior, de panorama lumii. Din cuvintele visătorului, am realizat că nefericirea, plaga dificultăților și obstacolele existențiale nu se datorează lipsei de șansă, ci lipsei de vigilență, lipsei de atenție la ceea ce se petrece înăuntrul nostru. Era ca și cum am șofat cu ochii legați. Omul, așa cum este acum, s-a transfigurat într-un somnambul care străbate străzile și răscrucile, adâncit într-un somn profund. Deveneam conștient că supraviețuirea însemna, pentru oamenii obișnuiți, un miracol cotidian. Un fior de teamă mi-a străbătut tot corpul. Nu știu cum aș putea descrie oroarea și compasiunea pe care le-am încercat atunci când am simțit precaritatea vieților noastre, care orbecăie în cele mai dezolante părți ale psihicului nostru, fără lumina unei voințe călăuzitoare. Apoi, cuvintele solemne ale unei aserțiuni universal valabile au plutit în aer și le-am adunat cu meticulozitate. Ești total răspunzător pentru viața ta, ești complet responsabil de destinul tău. Trebuie să recunoști că acea durere, boală și sărăcie nu sunt accidente, ci roadele discordiilor tale lăuntrice.
tu și numai tu le poți găsi soluția. În opinia visătorului, accidentalul este întotdeauna un semn de vindecare, o plată, însă una involuntară. Atunci când voința lipsește, lumea trece în locul ei, iar noi plătim cu șansa și întâmplarea. Stările ființei, guvernate de voință, atrag evenimentele pe care le întâmpinăm. Plata voluntară, în avans, este opțiunea unei omeniri tămăduite. Plata restantă, involuntară, este alegerea unei umanități căzute, care plătește cu delăsare, suferință și timp. Degradarea acestei înțelegeri, în orice spațiu și timp, dă naștere la o serie nesfârșită de metode, de încercări de a plăti în avans. Numitorul lor comun este autopedepsirea. Încercarea de a evita dezastrele viitoare, dorința de a le îndepărta din destin, erau însoțite, în istoria civilizațiilor, de sacrificii și de autoflagerare, prin suferințe autoprovocate. Mă gândeam la sacrificii, la jurămintele penitenților, la martirii jertfiți pe altarele sanctuarelor și bisericilor, la brâiele din păr de cal, purtate de penitenți. Reflectam, cu noua mea inteligență, la riturile tribale și la sacrificiile animale, antice, la oamenii jertfiți și oferiți drept ofrandă, de-a lungul mileniilor, divinităților invizibile și vizibile. Dincolo de diferențele aparente dintre ritualuri și de metodele alese, recunoșteam degradarea unei înțelepciuni uitate. În umbra acestor manifestări se puteau distinge reverberațiile îndepărtate ale înțelepciunii originare, tăișurile conștiinței, conform căreia adevărata cauza a tot ce se întâmplă se ascunde înăuntrul nostru. După cum îmi explicase și visătorul, ele sunt amintirea vagă a plății anticipate, așa cum o percepe o omenire care nu cunoaște un alt mod de a ispăși. În opinia visătorului, plata în avans constituie transformarea sinelui și, implicit, sinteza celor mai importante funcții ale omului, atenția, cunoașterea de sine, transfigurarea emoțiilor negative, eliberarea de balastul lăuntric. La cele mai joase niveluri ale omenirii, această inteligență se degradează, iar plata anticipată se transformă într-un efort lăuntric de autopedepsire. Îmi aduceam aminte de procesiunile pe care le văzusem când eram copil, de cei care purtau, asudând lacrimi și sânge, povara unei statui a Madonei sau a vreunui sfânt. Îi urmăream cu luarea minte. Înainte de a executa o altă mișcare, ei își aranjau pânza peste umerii răniți pentru a se proteja de greutatea insuportabilă a barelor de fier. Traversau aleile și parcurile, croindu-și drum de o parte și de alta a mulțimii zdrențăroase, care făcea semnul crucii și cădea în genunchi. Revedeam fețele lor purpurii, din pricina efortului și sfinții, cu ochii ațintiți spre cer, cu colierele aurite și zornăitoare, legate la ceafă. Giusepona se apleca deasupra mea, pentru a nu fi atins de acea febră turpească. Își câștigă locul în paradis, mi-a spus odată. Mi-am jurat că nu voi merge niciodată acolo unde trăiau acele figuri înspăimântătoare. Nu-mi dădeam seama că, de fapt, asistam la o alegorie via a plății. Însă visătorul mi-a explicat că aceasta era încercarea de a plăti în avans, prin a suferi și a-ți produce durere, pentru a îndepărta suferințele viitoare, pentru a exorciza calamitățile și dezastrele plănuite de propria lipsă de atenție,
pe cale de a le arăta în lumea evenimentelor. O umanitate zdrobită de greutatea superstițiilor plătește doar cu bani, suferință și delăsare. Accidentul este întotdeauna o plată sau semnul unei vindecări involuntare. A repetat visătorul și a subliniat de câteva ori faptul că era o plată, un rău în slujba binelui și niciodată o pedeapsă. El nu dorea ca viziunea lui să se alinieze în vreun fel în acea înșiruire de reguli, de la legea talionului, ochi pentru ochi, până la legea karmei sau până la replica dantescă, inventată de om, pentru a-și oferi sie și un motiv pentru nenorocirile lui. Verifică dacă notasem în carnețel tot ce îmi spusese până în acel moment. Pentru visător, în clipa în care voința nu mai funcționa, lumea îi lua locul. Aplicarea voinței în toate opțiunile noastre elimină plata involuntară, accidentalul, aleatoriul. Prin intenție ne putem conduce destinul. Accidentalul este o voință degradată, uitată, îngropată, a continuat visătorul. Paradoxal, accidentalul este o voință involuntară care înlocuiește adevărata voință. Îmi amintesc că Evanghelia vorbește despre oameni de bună voință și visătorul mi-a confirmat că acea sintagmă îi reprezenta pe oamenii care s-au întors la izvor pentru a recâștiga voința îngropată și uitată, buna voință. Omul înlocuiește voința cu lăsatul la voia întâmplării, aceia care conștientizează acest fapt, caută o școală capabilă să le readucă integritatea pierdută, a spus el și a continuat, afirmând că acesta este motivul real pentru existența fiecarei școli, reîntoarcerea la unitatea ființei. Această misiune stă în etimologia latină, la rădăcina expresiei versus unum, care cuprinde sensul completitudinii, al totalității, mișcarea spre integritate, dar unii versitățile și-au uitat de mult rațiunea pentru care există. Doar puțin realizează necesitatea unei școli speciale și încă și mai puțin dețin calitățile necesare pentru a o găsi. Pentru o fracțiune de secundă, mi-a trecut prin minte că eu eram acela care aparținea acelui fragment de umanitate. Nu aveam timp pentru nici cea mai vagă presupunere, pentru că visătorul era deja înăuntrul meu, scotocind ca un hoț care pătrunsese în gândurile mele. Nu, tu nu faci parte din aceea, a spus el, tonul lui grav, pendula între dezamăgire și mustrare disprețuitoare. Eu sunt cel care te-a ales. În timp ce rostea aceste cuvinte, adoptase una dintre cele mai aspre atitudini, ca un războinic care se pregătește de luptă, punându-și coiful pe ochi. Am înghețat, regretam amarnic acel gând, voiam să-l opresc, dar era tardiv. Te-am ales ca pe un exemplu pentru a demonstra că, dacă tu reușești, orice om poate reuși, a spus el, fixându-mă fără cruțare. Nu este nevoie de o revoluție a maselor, adevărata transformare a omenirii se întâmplă prin transformarea unui singur individ, care își atinge propria integritate, desăvârșirea lui însuși. Omul este lovit de o nenorocire, precum accidentul fiului tău, tocmai pentru a-l face să înțeleagă că el aparține acelui segment de oameni care plătesc numai atunci când sunt constrânși, prin întâmplări fortuite.
dacă nu poți să dai un sens suferinței tale, vei fi ales de acea mulțime superstițioasă pe care o priveai pe când erai copil, de acea umanitate care încearcă să preîntâmpine evenimentele prin îmblânzirea unei divinități exterioare despre care crede că îi controlează viața. Dacă nu faci parte dintr-o procesiune, atunci vei fi surprins pe un stadion, în mulțimea agitată, adunată de iubirea fanatică pentru sport. Mi-a povestit despre un alt mod, popular, de plată, prin roluri. O lege infailibilă îl așează pe fiecare la locul potrivit. Cei care se ocupă cu cele mai josnice treburi în spitale, în tribunale, în închisori, consideră că muncesc pentru a-i ajuta pe ceilalți, că și-au ales singuri acea slujbă, că au trecut printr-o selecție, că au câștigat un concurs pentru ocuparea acelui rol și că au plătit cu vârf și îndesa pentru aceasta, când de fapt ei încă plătesc. Acele roluri sunt plăți în rate, a spus visătorul ironic, păstrându-și atitudinea gravă și umorul sec. Rolul pe care omul și-l asumă reprezintă ispășirea lui și, într-o bună zi, va deveni sicriul lui. O nouă omenire va substitui plata involuntară, purificarea involuntară, cu o altă plată în avans, a prevăzut el. Vindecarea va apărea înaintea bolii și soluția se va ivi înaintea apariției problemei. Iubește-te pe tine însuți, cu toată tăria, în orice împrejurare și sub orice condiție, neîncetat. Lucrurile vin de la sine, ca o consecință naturală și sunt întotdeauna reglate de voința noastră. Mi-a dat câteva clipe de răgaz pentru a-mi termina notițele ce umpluseră paginile carnețelului și apoi, ca și cum adresa un apel către toți eroii care ne ascultau, a spus: trebuie să aducem un fragment de eternitate acelora care, ca și tine, trăiesc în cercurile infernale ale organizațiilor. Speram ca această misiune extraordinară să mi se încredințeze chiar mie, însă el nu se pronunță asupra acestui fapt. Trebuie să reîncep de acolo de unde ai plecat. Nu există altă soluție. S-a referit el brusc la statutul meu, la faptul că lucram din nou la corporația ACO. Ceea ce nu a fost integrat trebuie repetat. Vestea că visătorul mă lua cu el la bord și că acea călătorie va continua la nesfârșit era pentru mine ca o explozie de energie. Simțeam extazul acelora care iau o gură de aer proaspăt după o apnee prelungită. După întâlnirea mea cu visătorul, fiul meu, Luca, început să se refacă și după o scurtă perioadă de covalescență și-a revenit complet. Cerul de deasupra orășelului Chia devenea din ce în ce mai senin și mai ușor, de parcă se risipea o ceață sufocantă. În zilele următoare am ascultat cu atenție semnalele care mi-ar fi îndreptat pașii spre următoarea mutare. Îmi promiteam ca, de data aceasta, să nu uit schimbarea care îmi fusese indicată de visător. Îmi imaginam că noua mea slujbă va necesita stabilirea întregii familii într-o țară îndepărtată. De fapt, și baza mea din Italia se deplasase cu câțiva kilometri, însă noul câmp de acțiune se găsea la celălalt capăt al lumii. Scrisoarea neașteptată a unui important vânător de capete în resursele umane din Via Larga mă invita la un interviu. Doar la 3 săptămâni după acea întâlnire cu visătorul, mă regăseam în fruntea piețelor din Orientul îndepărtat, în divizia comercială internațională a unui colos multinațional. De data aceasta, mi-am ars toate punțile și am zăvorât toate ușile care ar fi făcut posibilă reîntoarcerea mea în trecut.